Deputatul democrat Adrian Candu susține că Interpol nu a acceptat cererea de căutare internațională a fostului lider al PD-ului Vladimir Plahotniuc. O declarație în acest sens a fost făcută în cadrul unei emisiuni de la TV8, unde Candu a mai menționat că organizația internațională nu a acceptat să sprijine autoritățile noastre, deoarece dosarul în baza căruia a fost înaintată cererea de căutare a nașului său de cununie ar fi unul politic. Deci, dar confirmați că se ascunde. Dar eu nu întreb. Ce înseamnă se ascunde? Eu știu că autoritățile l-au dat în căutare, dar știu că Interpol nu a acceptat, de exemplu, așa ceva. La fel știu din anumite informații. N-a acceptat. Dar de ce? Din care motive? Din cauza că există, că e dosar politic, că există anumite elemente politice. Întrebat dacă știe unde se află în prezent Vladimir Plahotniuc, precum și dacă a știut despre a doua identitate a acestuia, Adrian Candu a răspuns negativ la ambele întrebări. Ca să nu mai facem speculații, spuneți-ne unde se află acum Vlad Plahotniuc și ce mai face? Pot spune că nu cunosc, eu nu vorbesc la telefon, spun, dar unde sunteți acum? Nu? Cum vă închipuiți lucrul ăsta? Dumneavoastră întrebați așa când vorbiți cu cineva la telefon? Doar fără să mă informez, fără să am acces la aceste informații, dar așa, din ce mai scrie, cum spuneți dumneavoastră, printre rânduri presa sau ce se mai vorbește, că de fapt n-a fost folosită această identitate. Amintim că miercuri Centrul Național Anticorupție a prezentat un șir de documente care demonstrează faptul că Vladimir Plahotniuc este căutat concomitent în România, Anglia și America, inclusiv după a doua sa identitate, eliberată pe numele Novak Vladislav.